Grădinița numărul 7 e un alt proiect, tot așa a început, în urmă cu ceva timp, finalizat în acest prim an de mandat al dumneavoastră. Ce ați făcut acolo, de fapt? Este o grădință cu 4 săli de clasă. Este un proiect pe care l-am preluat. Este din mandatele anterioare, cred că de vreo 2 mandate în urmă. Și de-abia anul acesta am reușit să-l terminăm și să facem și procesul verbal de recepție așa cum era el inițial, cum ar fi trebuit să fie acum foarte, foarte mulți ani. Motivul pentru care el nu a fost terminat, dați-mi voie să nu îl comentez, pentru că în realitate nici nu m-a interesat în mod expres. Au fost niște lucrări începute și am zis, nu pot să lași lucrări începute în continuare și să rămână fără finalitate. Ne-am concentrat, pur și simplu am terminat proiectul început de foarte mulți ani. Anul acesta l-am recepționat cu procesul de recepție și deja avem și copilași înscriși pentru următorul an la grădiniță. Bun, toți acești copii care merg acolo, ce vor găsi? Este o clădire refăcută, au dotări noi, ce vor beneficia? Este o clădire nouă. Deci este o clădire nouă care este la standardele moderne, unei locații normale, decente, pentru un astfel de obiect de activitate. Este grădiniță. Bun, aș vrea să discutăm și despre, nu vreau să le numim neapărat, dar știu că aveți în pregătire peste 40 de proiecte, proiecte care vizează evident comunitatea. Cum merge lucrul la aceste proiecte până la urmă? Acestea fiind proiecte noi, ele au demarat puțin mai greu. Este mai simplu în momentul în care preiei un proiect, cum de fapt s-a și întâmplat azut, ele au avut o finalitate în acest an. Când vorbim despre locuințe, când vorbim despre o grădiniță, ele erau deja începute, ele existau, trebuia decât finalitatea făcută. Bun. Acum, când e un proiect de la zero, necesită mai multă acțiune, mai multă implicare. Aici iarăși vorbim de ritmul pe care eu nu l-am găsit și încă nu-l găsesc aici. Sunt proiecte, ca să revin la discuția pe care am avut-o anterior, la Via Verde. Știți că m-ați întrebat de Via Verde. Bun, acest proiect este un proiect pe care eu l-am menținat încă din campanie electorală. Nu că este un proiect pe care eu l-am inițiat și pe care mi-l doresc în mod expres doar pentru faptul că l-am spus în campanie. Nu. Eu, prin faptul că am activat acolo timp de vreo 23 de ani, eu știu zonei respective ce îi trebuie. Și nu numai de atât, este un proiect poate de suflet. Chiar dacă nu era să fie în campanie, era un proiect pe care oricum eu mi-l doream. Și nu că mi-l doresc eu în mod expres, cred că este un proiect pe care și-l dorește orice cetățean din această lume. Este un proiect care nu este pus în ce n-a văzut, nu poate să ducă undeva lângă apă să-și petreacă timpul liber, decât să se urce în mașină, să plece la un kilometru, 2-3 și să ducă undeva, cum de altfel facem toți. Nu, este o zonă în care cu siguranță ne putem petrece timpul liber, așa cum o fac și celelalte orașe limitrofe Dunării. Dacă ați fost la Tulcea, dacă ați fost la Brăila, dacă ați fost la Galați, toate au. Este o zonă unde nu poți să faci altceva decât să-ți petreci timpul liber. Există piste de biciclete, există alei, există foișoare, există un mini bazin de colectare care va fi transformat într-un bazin de agrement cu fel de fel de podețuri care trece. Este super, el e foarte frumos ca și proiect, înțelegeți? Avem nevoie de așa ceva. La final aș vrea să vorbim despre un alt proiect implementat și cu care îți mergi și mai departe, vorbind despre salubrizarea în oraș. Îmi spuneați înainte de interviu că ați reușit să achiziționați chiar o mașinuță în asta care curăță, spală străzile și mai mult decât atât, aveți o foarte bună colaborare cu localitățile limitrofe și asta vă ajută să rezolvați această problemă nu numai în Cernavodă, ci și, eu știu, în zona orașului Cernavodă. Noi avem o asociație compusă din UAT-urile celor 4 localități, Cernavodă, Rasova, Ștefan cel Mare și Seimeni, cu
acționariat majoritar pe Cernavodă, în care societatea, cum îi spunem, gospodărie comunală, te servește din punct de vedere al salubrizării și celelalte localități. În sensul că mașina noastră se duce, ia gunoiul de acolo, îl aduce la Cernavodă, îl selectează, îl compactează și îl duce la groapa de gunoi. Ăsta este un proiect la care noi, sincer să fiu, ținem de foarte mult timp. De ce vă spun aceasta? Acest proiect este implementat de anii anteriori și pe care noi vrem să-l păstrăm. De ce? Noi avem posibilitatea să ne gospodărim singuri. Avem salariații noștri, avem utilajele noastre, motiv pentru care anul trecut am și achiziționat o mașină de curățat, spălat, care spuneați noastră, aspirat, tocmai în ideea în care să ne facem singuri salubrizarea orașului. Și tocmai de aceea ținem să o și colectăm noi, să și selectăm noi, ca să ne putem gospodări singuri. Motiv pentru care chiar suntem hotărâți să nu cedăm acest serviciu. Și la sentimentul meu sunt toți și alți colegi din Consiliu, deci nu numai eu. Evident, și asta duce și la prețuri mai mici pentru salubrizare, pentru cetățeni și pentru primărie, da, și așa mai departe. Nu, dar cred că poți să gestionezi și mai bine. Ținând cont că este vorba despre orașul tău, te implici mai mult. Când vine unul de afară să-ți facă curat în oraș, nu știu. Știți că atunci când ai o femeie în casă și vine să-ți facă ție curățenie. Una e să-ți faci tu cu mâna ta și știi pe unde vrei să cureți, și alta e când plătești să vină să spele vasele. Mai găsești o farfurie nespălată, mai găsești oala mai pe stânga și vei fi nemulțumit tot timpul. Bun, ați împlinit un an, mai aveți încă 3 ani de mandat din acest prim mandat, poate și mai departe, de ce nu, care ar fi cea mai arzătoare dorință pe care o aveți până la finalul mandatului? Ce vreți să faceți aici, dacă ar fi să spuneți într-un cuvânt, în câteva cuvinte? Vreau orașul să arate așa cum și-l doresc probabil toți cetățenii, să arate altfel. Trebuie să înțelegem că se poate și altfel. Pentru că anul acesta, în afară de promenada aceasta despre care v-am povestit mai devreme, în aceeași zonă va fi un bazin semiolimpic, care pe data de 19, cred, avem deschidere de oferte. Anul acesta o să începem un proiect pe 2 ani de reabilitare a stadionului ideal. Este un obiectiv emblematic pentru orașul Cernavodă, la care sunt convins că toți cetățenii țin. Sunt obiective mari, sunt investiții mari. Acestea sunt multianuale, dar care au plecat mai greu, pentru că ai nevoie de diferite stadii ale proiectelor, ale studiilor, ale avizelor. Nu poți să le faci peste tot, așa cum ai vrea tu ca la tine acasă, știi, iei banul de aici și mâine îl duci acolo. Sperați să le terminați în mandatul nostru. Cu siguranță, nu, cu siguranță. Deci cu siguranță, nici nu ne gândim. Păi succes! Asta este și obiectivul nostru, pentru care de-aia am și venit aici. În realitate, știi, poți să stai bine, mersi, unde ți-e bine. Tu mai spuneam unora că, dom'le, eu am stat într-o zonă de confort foarte mulți ani. Și când ești într-o zonă de confort, ești așa pe o linie dreaptă în care practic începi doar să vegetezi nimic. Atunci intri cu o provocare. Cum? Intri într-un proiect. E, proiectul ăsta trebuie să conțină anumite obiective pe care trebuie să ți le stabilești. E, obiectivele astea sunt pe perioada de 4 ani, când ne aflăm aici. E, dacă nu ți realizezi aceste obiective, înseamnă că deja mai exista timp de 4 ani acolo. N-ai ce să cauți. Te duci la tine acolo de unde ai venit și stai într-o stare de vegetație în permanență. Terminăm într-o notă pozitivă. Succes, mult succes cu aceste proiecte și așteptăm să le vedem realizate. Cu siguranță o să le vedeți. Eu vă mulțumesc și o să vedeți o transformare majoră. Este doar o chestiune de timp. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc.